Eroarea lui Charles Darwin. Originea fizică a vieții. Adevărul despre materia vie. 2024. Tainele vieții. Eroarea lui Charles Darwin. Ideea că evoluția vieții are o origine chimică și se evidențiază de la primele combinații până în prezent, se pare că este o eroare. O mare eroare, pentru că a încercat să explice apariția vieții în baza legilor chimice, când de fapt chimia este un capitol al fizicii și ar fi fost mai util și mai necesar din punct de vedere științific să se fie analizat celula vie, momentul apariției vieții, din punct de vedere al legilor fizice și nu al legilor chimice, care pur și simplu ne spun că viața ar fi fost întâmplătoare. Asta în timp ce în domeniul legilor fizice lucrurile stau cu totul altfel, și anume nu este nevoie de un timp îndelungat pentru a face o structură fizică, pentru că în fizică avem fenomene cum ar fi rezonanța, absorpția și emisia undelor electromagnetice la nivel de atomi, molecule și macromolecule, ceea ce ne spune că ne situăm într-un domeniu în care putem înțelege ceea ce se întâmplă la nivel celular și să utilizăm cel mai important fenomen natural care se pare că are influență asupra materiei vii, și anume efectul fotoelectric extern. Ei bine, efectul fotoelectric extern, Albert Einstein, după mai multe încercări, a reușit să creeze o formulă specifică acestui fenomen, fapt pentru care a luat și un premiu Nobel. Dar el a spus, ca și ceilalți, că efectul fotoelectric extern ar fi valabil la nivelul suprafeței metalelor. Și anume, o radiație care vine pe suprafața unui metal reușește să scoată din acesta, dacă se află într-un câmp magnetic, spre exemplu electromagnetic sau nu, reușește să scoată neutroni de o anumită energie, astfel încât, dacă creștem intensitatea, scoatem electroni cu aceeași energie, dar mai mulți. Dacă schimbăm frecvența razei de lumină incidente pe suprafața metalului, scoatem un electron de o energie diferită de cea inițială. Deci, odată cu lungimea de undă, putem modifica și energia electronului smuls de la suprafața metalului. Dar nimeni nu s-a gândit că acest fenomen are aplicabilitate absolută și în biologie, fiind un fenomen esențial. De exemplu, razele de lumină în timpul verii, dacă sunt intense la amiază, produc în celulele vii vegetale o serie de multiplicări peste norma admisă biologică a clorofilei,
astfel încât frunza se intoxică cu prea multă clorofilă în interiorul ei. Și atunci apare fenomenul de schimbare a poziției frunzei în așa fel încât să diminueze intensitatea radiațiilor optice care ajung la nivelul clorofilelor. O altă posibilitate este aceea de a se înfășura frunza. Important este că natura a găsit o metodă de a micșora cantitatea de clorofile. Problema este însă alta. Dacă o radiație optică scoate mai multe molecule de clorofilă, în așa fel încât acestea înmulțite peste măsură să sufoce o frunză, înseamnă că avem pur și simplu un efect fotoelectric extern în care variază intensitatea unei radiații solare. Deci, vrem, nu vrem, prin acest fenomen, putem accepta ideea că și la nivel de materie vie, în cazul nostru a clorofilei, se întâmplă același fenomen fotoelectric extern. Deci, ceea ce nu au priceput biologii și fizicienii până în prezent este că același fenomen care se pare că funcționa excelent în domeniul suprafeței metalelor, se repetă și există. Da, chiar există și în lumea vie. Acest lucru este fantastic, pentru că în sfârșit putem intra cu elemente de fizică în interiorul celulelor vii. Deci avem fenomenul de efect fotoelectric biologic care ne poate asigura prin legile fizicii de modul cum poate funcționa o celulă vie. Deci, practic, înmulțirea organitelor celulare este rezultatul variației intensității spre o valoare mai mare a luminii primite. Pe când, dacă modificăm frecvența, ca în cazul efectului fotoelectric la metale, se va întâmpla un fenomen foarte ciudat. Se va schimba pur și simplu domeniul de absorpție, emisie de către frunză a radiațiilor solare. Acest lucru se poate întâmpla evident în momentul în care soarele trece printr-un fenomen de modificare a radiațiilor intense în care emite. Ei bine, simpla apariție a unui element chimic nou în interiorul soarelui duce la apariția unui anumit spectru atomic care se face prezent în spectrul electromagnetic solar. Prezența unei noi linii intense în spectrul optic, de exemplu, poate duce la modificarea evidentă a tipurilor de clorofilă. De aceea sunt mai multe tipuri de clorofilă în interiorul celulei vii. Este evident, clorofila A, specializată pe absorpția radiațiilor roșii, care se pare că sunt cele mai intense ale liniei H-alfa a hidrogenului solar, din zona Balmer, adică din vizibil, și ulterior am avut o creștere a radiației violete a calciului solar,
care în viitor va prelua inițiativa și maximum de emisie solară care va ajunge la plante. Dar acestea sunt date care vor fi spuse cu ocazia acestor prelucrări video prezentate în această mică colecție de idei legate de biologie și de așa zisa evoluție biologică. Așadar, putem spune că atacăm problema materiei vii utilizând fizica și legile fizicii și nici de cum chimia și legile chimiei cum s-a făcut până în prezent. În aceste condiții, nu mai putem vorbi de o evoluție așa cum și-a imaginat Charles Darwin și, în general, toți biologii contemporani. O evoluție care să plece de la simplu la complex, adică de la supa organică inițială în care au apărut primele forme de materie vie la nivel de molecule și macromolecule, care ulterior au dat la naștere la celula vie. Trecem de la acest ansamblu ipotetic chimic la un ansamblu ipotetic, dar mult mai probabil fizic. Deci viața ar fi apărut datorită proprietăților fizice a naturii. Deci sunt implicate fenomene fizice și nu chimice. Asta înseamnă că viața a apărut pur și simplu într-un timp foarte scurt. Bineînțeles, la început mai simplu, la nivel de câteva unde electromagnetice, apoi s-a extins pe tot spectrul electromagnetic. Dar aceste structuri nu au evoluat în sensul evoluției propuse de Charles Darwin, care de fapt este doar o evoluție la nivelul speciei în sine. Nu face legătura și nu transformă o specie în altă specie, teoria lui. Dar se comportă foarte bine în ideea existenței legilor în interiorul fiecărei specii în parte. Iată cum vom rezolva în continuare probleme fundamentale ale ipotezei apariției vieții și ale evoluției. Și anume, vom explica ce este evoluția de tip darwinian și ce este saltul fără specii verici la o specie nouă din teoria lui Darwin, bazându-ne pe fenomenele fizice și nu chimice ca până în prezent. Putem explica cum poate lua naștere o specie nouă și căreia îi spunem ulterior că este capabilă să evoluționeze după legile lui Charles Darwin. Iată că începem ușor, ușor să pătrundem într-o altă lume. Nu mai vorbim de chimia și de biologia clasică, ci de fizica și de biologia rezultată din fizică, inclusiv de ideea lui Charles Darwin de evoluție, dar nu al speciilor, ci al evoluției fiecarei specii în sine. Așadar, materia vie, în ipoteza lansată în acest material,
are o origine fizică, ceea ce înseamnă că vom privi apariția și evoluția materiei vii cu tot altfel de ochi decât până în prezent. Și anume, vom vorbi despre modul cum reacționează la radiațiile solare fiecare element fundamental celular, vom observa dacă rezonează sau nu cu anumite lungimi de undă la nivelul structurilor celulare, am putea spune organite, simțuri și așa mai departe. Vom putea înțelege modul cum poate să apară noi specii fără specii verici între ele, pentru că vom vorbi despre efectul fotoelectric în biologie, care ne poate da această explicație fantastică a modului cum organitele celulare se pot înmulți odată și pot face un salt spre alte zone de absorție, rezonanță ale spectrului solar, odată cu modificarea liniilor de emisie solară. Este foarte important, pentru că putem pune în acord efectul fotoelectric cu ceea ce se întâmplă la nivelul relației undelor electromagnetice solare cu materia vie. Vom observa în final că multiplele radiații solare produc la nivelul celulelor vii multiple reacții de tip efect fotoelectric, modificând frecvența sau modificând valoarea intensității, vom obține diferite efecte în interiorul evoluției materiei vii. Deci, avem celula vie care se datorează spectrului electromagnetic solar, structurii acestui spectru prin faptul că fiecare linie atomică intensă din spectrul electromagnetic solar are prin rezonanță un organit sau o structură care intră în zona de rezonanță, de fluctuație continuă între onda solară și structura celulară. Practic, o undă intensă creează o structură bine definită în interiorul celulei vii. Și acest fenomen se întâmplă conform efectului fotoelectric, adică vine o radiație de la soare cu o anumită intensitate și un anumit spectru și va crea la nivel celular o anumită emisie de structuri asemănătoare, ca în cazul în care am vorbit despre clorofilă, care s-a înmulțit peste măsură în momentul în care a crescut intensitatea luminii vizibile. Deci acolo se vede clar un efect fotoelectric care nu mai aparține doar fizicii, ci și biologiei, pentru că se pare că fenomenul biologic este în primul rând un fenomen fizic. Ei bine, trebuie să fim conștienți că Darwin a creat o lege biologică, dar legile biologice nu au cum să anuleze sau să modifice legile fizice. Asta este foarte important de reținut, pentru că nu putem prin nimic modifica culoarea unei flori, de exemplu. Acea modificare nu poate veni de la o lege biologică. Deci nici o albină nu poate prefera
doar florile de o anumită culoare și specia respectivă să se transforme într-o nouă specie care să aibă doar acea culoare. Important este să reținem faptul că legile biologice nu pot schimba legile fizice. Acest lucru este important pentru că ne putem referi și la teoria evoluției a lui Charles Darwin pentru a înțelege că oricât ar încerca prin legi biologice cineva să schimbe legile fizice, nu va reuși. Așadar, legile fizice sunt mult mai importante, sunt esențiale și stau la baza însăși a evoluției de tip darwinian. Asta înseamnă că va trebui să înțelegem apariția și evoluția materiei vii din punctul de vedere al legilor fizicii, al fizicii în general și apoi al legilor biologice. Pentru că, după cum vom observa, legile biologice se comportă în sensul evolutiv doar în momente de stabilitate a radiațiilor electromagnetice solare. Adică, pentru a obține o evoluție de tip darwinian, trebuie ca soarele să nu își modifice în o oarecare perioadă lungimile de undă ale radiațiilor intense în spectrul electromagnetic solar. Ba mai mult, se poate constata că variind intensitatea undelor solare, deci soarele fiind mai intens sau mai puțin intens, pe undele pe care deja le are în spectrul electromagnetic, putem obține o evoluție în cadrul speciilor, la nivelul lor însăși. Deci, nu vom observa în această situație o transformare a unei specii în altă specie. Pur și simplu, toate transformările care vor avea loc datorită intensității vor fi specifice fiecărei specii biologice în parte. În schimb, dacă vor apare modificări ale lungimilor de undă din spectrul solar, se modifică toată structura de absorpție spectrală de către celulă a radiațiilor solare. Și aceasta soarele o impune pentru că la nivelul lui apare o altă frecvență de emisie decât una, două din cele anterioare. În această situație, vrem, nu vrem, vom avea un alt spectru de absorpție care va impune o altă specie. Deci noua specie care apare depinde de modificarea lungimilor de undă din spectrul solar și nu a intensității. Deci Darwin a creat o teorie care este valabilă doar în situația modificării intensității radiațiilor solare, pe când speciile apar, speciile noi și fără verici, apar în cazul modificării lungimilor de undă solare. Caz în care noua specie deține o mare parte a spectrului de absorpție al soarelui în varianta veche, minus noile sau în plus noile radiații, noile poziții intense ale anumitor unde electromagnetice.
Deci, dacă în cazul variației intensității aveam fenomenul fotoelectric în care erau emiși mai mulți electroni, dar de o anumită frecvență, în efectul fotoelectric, în situația în care se modifică frecvența, vom avea mai puțini electroni emiși, dar de o altă energie, ceea ce înseamnă că noua ființă care va absorbi nou spectru solar va fi diferită de vechea ființă care nu mai are la dispoziție propriul ei spectru din acea perioadă în care ea a existat, deoarece Soarele, între timp, prin răcire sau prin formarea de noi elemente chimice în interiorul lui, a condus întregul fenomen biologic pe un alt drum, rezultând o altă specie. Aceasta se întâmplă într-un timp foarte scurt. Efectul fotoelectric la nivel de metale este instantaneu. În momentul în care am vorbit despre multiplicarea macromoleculelor de clorofilă datorită luminii solare, am putut vorbi și despre un timp egal cu 10 de minute a multiplicării acestor macromolecule. Deci, fenomene biologice nu au nevoie de timp foarte mult, cum ne propunea chimia. Nu, în fizică sunt scurte. Fenomenele fizice se întâmplă între instantaneu și câteva zeci de minute la nivel de structură celulară. La urma urmei, dacă stăm și privim, avem forme virale care se înmulțesc în decurs de 20 de minute și multe celule, aproape toate celulele, care pot să se înmulțească în timp foarte scurt, marea majoritate, între 20 și 40 de minute, se pot multiplica. Asta înseamnă că avem efectiv niște fenomene biologice legate strâns de legile fizice. Altfel, cum am explicat atâtea și atâtea elemente comune între ceea ce se întâmplă în celula vie și spectrul electromagnetic ambient? Iată așadar că noua viziune fizică este extrem de importantă. Ca să revenim puțin și să tragem niște concluzii, deci nu mai avem nevoie de teoria chimică pe moment, ci preferăm teoria fizică a apariției și evoluției materiei vii. Faptul că utilizăm efectul fotoelectric extern la nivel de biologie ne ajută să înțelegem cum a luat naștere celula vie prin multiplicarea substructurilor datorită radiațiilor intense odată, iar în momentul în care apar modificări ale spectrului lungimilor de undă, este normal să apară și specii noi, pentru că cele vechi nu mai pot primi radiații la fel ca înainte, din cauza că Soarele s-a modificat ca structură la nivel de lungimi de undă. Deci, cele două componente ale efectului fotoelectric extern, pe care îl găsim la metale, are o aplicație directă și la nivelul celulei vii. În felul acesta putem înțelege cum celulele vii au acele ciudățenii și, în general, materia vie și organismele
au acele ciudățenii pe care nimeni nu le înțelege în perspectiva chimică a vieții. Dacă nu putem explica în varianta chimică cum poate să existe două specii diferite fără specii verigi între ele, iată că fizic este posibil să explicăm prin ceea ce ne arată efectul fotoelectric. De asemenea, putem înțelege cum a luat naștere celula vie, deci prin rezonanță și absorție radiației solare de către atomomolecule și macromolecule, organitele pot să se formeze pe fiecare linie intensă din spectrul electromagnetic solar, astfel încât organitul să aibă aproximativ aceeași dimensiune cu unda cu care rezonează. În interiorul organitelor vom găsi de obicei molecule și macromolecule care absorb aceeași radiație importantă cu care organitul în care se află în rezonanță, astfel încât spectrul electromagnetic solar permanent se reflectă în structura celulei vii. Practic, celula vie este o altă formă similară spectrului electromagnetic solar, dar o nouă formă la nivel de structuri biologice terestre. Nu există nicio diferență între ceea ce legile fizice pot face cu spectrul electromagnetic solar la nivel de materie vie terestră. Avem așadar o cauză și un efect, ceea ce anterior chimia nu putea să ne demonstreze. Având cauza și efectul, putem înțelege pas cu pas cum a luat naștere celula vie și mai ales cum poate evolua odată formată celula vie, să evolueze în diferite specii și cum poate să apară o evoluție în care nu avem specii verigi, deoarece, în acest caz, conform efectului fotoelectric, vom avea o evoluție prin salturi. Prin salturi de la o schemă de absorție la o altă schemă de absorție a altei specii, în funcție de ceea ce soarele poate să trimită la nivelul de rezonanță și absorție al indivizilor acelei specii. Autorul acestui studiu, în decursul a 10 de ani, a adunat material bibliografic care să ajute la interpretarea structurilor celulei vii. Rezultatul a fost că organitele celulare nu sunt toate egale, după cum se știe de altfel. Ba mai mult, se cunoaște faptul că, indiferent de mărimea celulelor în care se află, organitele celulare au aproximativ cam aceleași dimensiuni, ceea ce ne duce la ideea că ar trebui să existe o cauză a faptului că organitele nu sunt nici prea mari, nici prea mici față de ceva anume. Ori, după cum am spus anterior, datorită rezonanței cu anumite unde solare, avem și
dimensiunea organismului respectiv care absorbe acele tipuri de radiații. Făcând o analiză din acest punct de vedere a relațiilor dintre radiațiile solare și dimensiunile și absorțiile organitelor celulare, după cum vedem în imaginea alăturată, observăm următorul fapt, și anume că mitocondriile au o dimensiune medie în preajma undelor infraroșii, acolo unde există și zona de absorție de către oxigen și apă, exact elementele care trec prin mitocondrie datorită respirației, avem absorția zonei infraroșii. Deci mitocondria are dimensiuni aproximativ medii în zona infraroșie. Zona infraroșie este cam 50% din energia emisă de soare. Iată așadar că mitocondria care prelucrează oxigenul în mod special este capabilă, datorită absorției oxigenului, să absorbă zona de infraroșu. Al doilea organit important este cloroplastul, în care clorofila absorbe în mod special în zona vizibilă radiația roșii H-alpha atomului de hidrogen seria Balmer din vizibil la nivel de cloroplast pus în acord cu zona vizibilă a radiațiilor roșii provenite de la soare. Deci roșu, care este cel mai intens în soare în momentul de față ca tip de radiație, este exact absorbit de către clorofila A. Deci clorofila A absorbe la nivel de plante verzi cea mai intensă radiație solară în domeniul roșu, care este atât emisă de hidrogen la nivel de soare, cât și absorbită de același hidrogen în interiorul clorofilei A. Deci trebuie reținut că elementul care emite o radiație, tot acel element este cel mai bun absorbant al radiației emise. Deci este normal ca emisiile solare, indiferent pe ce zonă de spectru este emis, să înțelegem că fac un fel de absorție de invers solar la nivel de celulă vie. Da, celula vie este negativul spectrului electromagnetic solar. Deci ce emite spectrul electromagnetic solar? Absorbe pur și simplu celula vie. În cazul acesta înțelegem mai bine de ce organitele sunt specializate în general pe anumite porțiuni de spectru electromagnetic solar. Deci am spus anterior că mitocondria este specializată pe infraroșu, cloroplastul pe vizibil, rezultând în general din măsurători că în zona ultraviolet vizibil avem reticulul endoplasmatic, iar în zona ultraviolet și ușor X avem ADN-ul, RN-ul, urmând ca în zona X avem ribozomii.
Ei bine, toate aceste structuri fundamentale pe care toți încearcă să le explice în interiorul celulei, toate acestea au legături cu anumite porțiuni din spectrul electromagnetic solar. Iată așadar că putem înțelege structura materiei vii doar studiind cu atenție spectrul de emisie al soarelor și putem spune că este absolut normal. Căci cum ar putea să existe materie vie fără energie venită de la soare? Și cum structura spectrală a soarelui este făcută din unde radio, infraroșu, vizibil, ultraviolet, X și gamma, la fel și celula vie va trebui prin rezonanță și absorbție să aibă structuri cumva împrăștiate pe acest spectru. Așadar, cum am mai spus, celula vie este inversul emisiei electromagnetice solare, ceea ce face ca în sfârșit să înțelegem că structura celulei vii este datorată fenomenelor fizice în primul rând și nu celor biologice. Deci celula vie nu a evoluat într-un timp foarte îndelungat. Nu. Ci datorită radiațiilor solare intense, a creat în interiorul celulei vii niște structuri care rezonau cu aceste radiații. Ba mai mult, în interiorul lor existau și molecule sau macromolecule capabile să absorbe exact aceleași radiații. Iată așadar că secretele materiei vii încep să iasă la lumină. Nu ne mai gândim la chimie, ci la fizică. La chimie există întâmplare, la fizică există ordine, o ordine absolută. De fapt, acest fenomen de apariția organitelor celulare seamănă foarte mult cu relația dintre o undă și o antenă radio liniară. Este de ajuns să ai o jumătate de antenă liniară din lungimea unei unde sau o antenă egală cu unda pentru a percepe acea undă într-un mod eficient. Ei, aceeași relație există și între unda solară și structura celulară. Am putea să-i spunem un fenomen de rezonanță undă-structură în primă fază, ceea ce ne-ar face să înțelegem în sfârșit că fizica și legile fizicii ne poate explica din aproape în aproape nu doar structura celulei vii, ci și evoluția acesteia. Cel mai stabil lucru din sistemul solar nu este altul decât spectrul electromagnetic solar. Acesta se schimbă cu adevărat, dar în decursul a miliarde de ani, timp în care speciile au timp să evolueze și să creeze o imagine aproximativă a ceea ce Charles Darwin a descoperit, și anume evoluția speciilor din natură. Din păcate, el nu a putut să descifreze structura fizică a celulelor vii, ceea ce l-a făcut să gândească că materia vie ar fi apărut prin fenomene chimice.
Dar acest moment a trecut. Acum, cel care aude acest mesaj din acest video poate să încerce să-și explice structura și evoluția materiei vii și din punct de vedere fizic. Poate va reuși să scape de acele învățături școlaricești primitive care reduce evoluția materiei vii la evenimente de natură chimică. La urma urmei, ce este chimia? Chimia este un sistem de calcul al unor procese de combinare ale atomilor, moleculelor și macromoleculelor, dar care fac parte tot din fizică. Deci, la baza acelor calcule stau, de fapt, legile fizicii. Și legile fizice, în primul rând, se referă la spectrul electromagnetic, la lungimile de undă și la structurile pe care aceste unde le pot face. În prezent, spunem că atomii sunt făcute din particule fundamentale, dar se dovedește tot mai des că fiecare particulă este de fapt duală, fiind atât undă electromagnetică cât și particulă. Asta înseamnă că în toate componentele Universului avem un spectru electromagnetic. Soarele nostru apare ca suspendat în spațiu 3D cu un anumit spectru electromagnetic pe care îl oferă planetelor lui interioare. Și iată că pe Pământ acest spectru, în condițiile în care reușește să mențină apa lichidă, a reușit să facă din Pământul pustiu inițial, a reușit să facă o lume imensă de organisme foarte complexe. Ei, tocmai acest fenomen trebuie înțeles cu adevărat, dar nu la nivel de chimie, într-o zonă în care nu ajungem nicăieri în înțelegerea naturii, ci pur și simplu în domeniul fizicii, acolo unde fenomenele fizice puse în aplicație, pas cu pas, ne pot reda structura și evoluția vieții. Așadar, spectrul solar, în interiorul sistemului solar, este unul dintre cele mai stabile lucruri pe care le putem observa. O anumită lungime de undă nu își poate modifica poziția pe spectrul electromagnetic decât în anumite cazuri extreme și foarte puțin. Ei, această lipsă de ample modificări face ca materia vie să evolueze foarte bine în stilul propus de Charles Darwin. Dacă liniile sunt înlocuite de alte linii, pe alte frecvențe, la alte lungimi de undă, este normal ca acele ființe care rămân fără energia pe care să evolueze să se transfere într-o altă specie care să absoarbă noua formulă de energie emisă solară. Deci, cum am spus, dacă avem spectrul solar de o parte considerat pozitiv, pe partea cealaltă avem spectrul de absorpție celulară, care ar fi ca o imagine în oglindă a spectrului solar. Deci, trebuie înțeles că orice modificare la nivel de soare va conduce la nivelul Pământului la un anumit tip de evoluție. Modifici intensitatea, produci pur și simplu evoluție de tip darwinian în interiorul speciilor. Dacă schimbi frecvența de emisie, pur și simplu
nu mai pot continua acele specii prea mult să existe, ci sunt înlocuite cu noi specii foarte asemănătoare la un moment dat, dar care au caracteristici de absorpție ușor diferite de cele anterioare, deci sunt alte specii. Deci, modificarea frecvenței produce specii, pe când modificarea intensității radiației solare duce la multiplicarea indivizilor în cadrul unei aceleași specii, practic, și la o conduită evolutivă de tip darwinian, în care indivizii se bat pentru tot felul de lucruri specifice vieții, cum ar fi hrana, spațiul, sexualitatea și așa mai departe. Pentru a ne convinge cât de importante sunt liniile de emisie solară asupra evoluției materiei vii de pe Pământ, este destul să privim spectrul de emisie al stelelor galbene, care sunt asemănătoare soarelui nostru. Pe măsură ce stelele de tipul celei a soarelui se răcesc, apar diferite emisii electromagnetice, una din aceste emisii, fiind și cea mai puternică, este exact linia H-alfa roșie a atomului de hidrogen, seria Balmer, din vizibil. Acea linie foarte intensă încă în zona spectrului electromagnetic solar și care este absorbită de către clorofila A în mod special. Așadar, soarele emite lungimi de undă în funcție de modul în care el se răcește. De exemplu, linia H alfa roșie a hidrogenului era foarte puțin previzibilă în momentul în care se presupune că Soarele ar fi avut peste 27.000 de grade Kelvin cu foarte multe milioane de ani, miliarde de ani în urmă. Iată că această linie a ajuns la undă la un maxim, apoi a coborât foarte mult, în prezent fiind mult, mult mai joasă decât a fost inițial. Când a fost acel maxim, ne întrebăm? Pentru că este vorba de linia H-alfa roșie a hidrogenului, adică care a creat absorpția la nivelul clorofilei A. Ori dacă această linie a fost extrem de puternică, este normal că și clorofila din celula vie a fost puternică. Cel mai probabil, la nivelul Pământului, linia H-alfa a hidrogenului de culoarea roșie a fost cea mai intensă, nici mai mult, nici mai puțin, decât în perioada aproximativă a carboniferului din geologia terestră, atunci când au apărut plante într-o cantitate foarte mare, când erau mlaștini, când erau ființe animale și insecte care se dezvoltau la dimensiuni colosale. Deci erau insecte care ajungeau și la dimensiuni de 1-2 metri, erau libelule uriașe de jumătate de metru, cel puțin,
care zburau prin atmosferă. Era o altă energie la nivel planetar decât în prezent. Gândiți-vă că cel mai probabil la acel nivel de intensitate a liniei roșii H-alpha era de 2 ori și jumătate, cel puțin, față de prezent. Ori această energie o putem observa lesne în energia acumulată în arborii care au creat cărbunele din acea perioadă. Tocmai de aceea se cheamă perioada carboniferă, în care anual creșteau arborii pe inele foarte groase, acele inele anuale. Față de prezent, când pe distanța de 1 mm, 2-3 mm, deja sunt mai mulți ani decât în care a evoluat arborul pentru a crea acea minusculă grosime. Există arbori care cresc și în prezent, cel puțin 1 cm în partea exterioară a tulpinei. Dar în acea perioadă, arborii erau mult mai generoși, creșteau mai mulți centimetri, era o energie imensă. La un moment dat, se pare că maximum acestei linii chiar a produs unul dintre dezastrele care au avut loc la nivelul vieții terestre. Adică s-a depășit cantitatea, intensitatea de lumină care avea efect pozitiv asupra materiei, putând astfel explica că prin surplusul de radiație la care a fost supusă materia vie terestră, aceasta nu a rezistat și a regresat, a fost un colaps extrem de mare, foarte multe specii pierind tocmai datorită acestui fenomen de creștere. A ne aduce aminte de peștii care mor sufocați în bălți vara la temperatură foarte mare. Iată așadar, dacă privim desenul arătat în imagine, care se leagă de emisiile unei stele galbene, dar dintr-o altă zonă a galaxiei, într-o altfel de evoluție aproximativă, dar apropiată de cea a Soarelui, putem observa că după linia roșie H-alpha apare emisia liniei calciu plus. Iată așadar că în timp ce o linie scade, deci va scade și absorpția la nivel de clorofilă A, va crește în schimb radiația calciului, care este violetă și care reprezintă viitorul energetic al masei verzi de pe Pământ. Deci, în loc de clorofila A, deja clorofila B s-a specializat pe absorpția calciului, mai sunt și xantofila și alți pigmenți care absorb și ei la rândul lor porțiuni din această zonă violetă. Materia vie s-a pregătit. S-a pregătit pentru viitor. Deja de zeci de milioane de ani, radiația calciului a luat amploare. De asemenea, și radiația ferului se poate vedea. A existat și o radiație a siliciului, care s-a ridicat foarte mult la un moment dat, tocmai de aceea se și vorbea în știință acum câțiva zeci de ani, că viața ar fi putut să exista și la nivel de siliciu, nu doar de carbon. Așadar, există o legătură între liniile de emisie solară
și liniile de absorpție celulară. Dar dacă hidrogenul în soare era, emita o anumită energie și tot hidrogenul din celula vie putea să absorbă aceeași radiație și să o dăruiască celulei vii, calciu, în schimb, era expus la exteriorul organismelor sub formă de cochili, iar în prezent caută tot felul de subterfugii organismul pentru a introduce calciu și interiorul corpurilor. Iată așadar că au înlocuit vechile schelete moi ale peștilor, schelete gelatinoase cu schelete făcute din calciu, deci sistem osos, deci nu mai este cartilaginos ca până acum câteva sute de milioane de ani, ci a apărut o formă de schelet pe bază de calciu. În felul acesta, organismul s-a întărit și a creat noi perspective de evoluție. Tocmai de aceea au apărut și dinozaurii, care, gândiți-vă, la dimensiuni foarte mari, trebuia să aibă o rezistență mare și a scheletului. Calciul însă va crește foarte mult în viitor. El va fi cel care va dicta evoluția materiei vii. Deja doctorii s-au speriat pentru că nu știu cum să explice lipsa de calciu din organism. Practic nu este o lipsă. Calciu nu este absorbit de organisme și dă iluzia de lipsă de calciu. Calciu nu se combină mai cu nimic în celula vie. Și tot biologii stau și se minunează cum în interiorul mitocondriilor, de exemplu, milioane de sfere micuțe de calciu sunt împrăsturate peste tot, în loc să reacționeze cu alte elemente chimice și să participe la întregul mecanism chimic al celulei vii. Ei bine, acest fenomen de depozitare a calciului în celule ne explică că este mai important fenomenul fizic de absorpție electromagnetică a radiațiilor calciului solar de către calciu din celulă decât o combinație chimică cum toți ne-am aștepta să fie. Așadar, trebuie să înțelegem că avem oase din calciu pentru că soarele a început să emite radiație în domeniul calciului. La un moment dat am întrebat un medic specialist în operații la nivel de oase, de ce sunt oasele din calciu? Săracul medic s-a repezit la mine și s-a uitat total nedumerit. Ce fel de întrebare este aceasta? Nu auzise în viața lui de faptul că ar fi existat vreo teorie sau vreo idee legată de faptul că oasele sunt făcute din calciu. Iată așadar că privind în astrofizică schemele de evoluție ale liniilor electromagnetice emise de stele ne pot ajuta ca să înțelegem însă structura noastră a celulelor vii și a organismelor noastre. Așadar, ne vom uita în astronomie și astrofizică la diagrama Hertzsprung-Russell, care conduce, ne arată evoluția unei stele pe secvența principală a unei stele galbene, în principiu, care se va transforma într-o stea de o altă culoare, dar care pe moment se află în domeniul emisiilor unui spectru electromagnetic cognoscibil, la care ne așteptăm, pentru că urmărim și alte stele asemănătoare cu el.
În plus, dacă așezăm evenimentele geologice peste evenimentele de emisie electromagnetică solară din schema de mai sus, putem observa și explica ce s-a întâmplat în decursul miliardelor de ani cu materia vie, cum a evoluat și care este viitorul ei. De exemplu, putem explica de ce în urmă cu 540 de milioane de ani a existat o explozie de ființe care nu mai existase anterior. Adică s-a trecut de la un număr redus de specii la un număr uriaș de specii. Ce s-a întâmplat? De ce a existat acel moment exploziv biologic cu N și N specii apărute într-un timp foarte scurt? Ei bine, această linie de emisie a H-alfa a hidrogenului a trecut de la o stare de slabă prezență, de intensitate mică, brusc, la o stare de emisie puternică. Deci a ajuns să fie la un dat mai puternică ca toate celelalte radiații la un loc. Asta a creat posibilitatea ca macromolecula de clorofilă să intre în activitate, să creeze o vegetație, să creeze destulă hrană pentru milioane și milioane de ființe noi pe Pământ. În condițiile creșterii cantității de hrană, toate ființele au început să evolueze pozitiv. În felul acesta s-a ajuns ca numărul de ființe care erau anterioare acestui moment să crească într-un număr vertiginos. S-a ajuns astfel la maxim în perioada Carboniferului. A urmat o criză de dispariție a vieții în mare măsură datorită unui surplus de energie solară, după care și-a revenit în momentul coborârii intensității radiației roșii și a revenit și materia vie la viață, urmând exact pe această cădere, după cum se poate vedea și în imaginea de mai sus, să evolueze și dinozaurii. Ei bine, când s-a ajuns în urmă cu 66 de milioane de ani, aproximativ, dinozaurii nu au mai avut destulă hrană la nivel planetar, ca să spunem așa. Deja energia era foarte slabă pe linia H-alfa, plantele își schimbaseră fiziologia întreagă, nu mai era destulă hrană pentru dinozauri, deci tot mediul era schimbat. Această schimbare s-a făcut și prin modificări de lungimi de undă. Deci s-a creat premiza unor noi și noi specii care nu au mai fost până în acel moment. Deci modificarea lungimii de undă emise în spectrul solar înseamnă obligatoriu tendința materiei vii terestre să nască noi și noi tipuri de specii care nu au mai fost anterior. De exemplu, păsările, care provin tot din dinozauri, au profitat de această schimbare și au micșorat volumul foarte mult și au rămas alături de mamifere într-o luptă pentru existență continuă. Deci s-au adaptat, s-au transformat în specii apropiate de cele ale dinozaurilor, au păstrat scheletul și comportamentul general, dar au ajuns până la noi, cucerind atât aerul, solul, subsolul. Iată așadar
cum ființele trec de la o specie la alta prin apariția unor noi lungimi de undă intense în spectrul electromagnetic solar. Și acum, ca să înțelegem mai bine ce se va întâmpla în viitor, dacă linia H-alfa roșie va scădea, ea fiind acum consumată de frunzele verzi, de plantele verzi, în viitor, nemai fiind această linie, va fi cea calciului, care este violetă, deci nu va mai absorbi radiație roșie planta, ci și va arăta verde, ci dimpotrivă va absorbi radiație violetă și va avea vegetația în viitor, cel mai probabil, o culoare ruginie, portocalie spre gălbui, adică ceva legat de frunzele de iarnă ale viețuitoarelor pădurii, acele viețuitoare pe care noi le numim vegetație. Dacă privim planșa din imagine, putem constata diferitele momente ale evoluției vieții pe Pământ. Am legat aceste evenimente pur și simplu de spectrul electromagnetic emis de stelele galbene, asemănătoare cu steaua galbenă pe care noi o numim soarele nostru. În felul acesta, putem descrie miliardele de ani care au trecut de la apariția Soarelui ca fiind o evoluție continuă a intensității radiației roșii H-alfa și a radiației violete calciu a emisiei solare. În felul acesta vom putea specifica maximele de pe radiația hidrogenului H-alfa roșie ca fiind în perioada carbonifieră, iar a calciului, fiind abia la început, o putem estima în câteva sute de milioane de ani ca fiind maximă, perioadă în care nu va mai exista radiația roșie, ci doar radiația violet, întreaga vegetație de pe Pământ arătând cu totul altfel. Verdele va dispare din mediul ambient, fiind înlocuit de un oranj ruginiu pe viitor. Ei, dar dacă privim de la începutul apariției Pământului până în prezent, vom putea explica de ce a durat miliarde de ani formele simpliste ale materiei, cum ar fi bacteria și arheele. Și vom putea de asemenea explica pe fundalul creșterii radiației roșii din ultimile 1-2 miliarde de ani apariția eucariotelor. Deci, crescând radiația din vizibil, celula a trecut la o absorție a emisiei și din vizibil și din zona infraroșie a spectrului electromagnetic. În prezent, aceste două zone dețin cam 90 și ceva la sută din întreaga energie solară. Este și normal ca să treacă de la o absorție la minimală în zona ultraviolet X și gamma celula la o absorție extinsă pe întreg spectrul intens solar, mai ales că ușor, ușor, în decursul a 2 miliarde de ani din prezent până la începutul apariției eucariotelor, această maximă energetică solară s-a situat în vizibil și infraroșu. Asta înseamnă organite care absorb aceste radiații. După cum am arătat anterior, este normal ca mitocondria și clorofila, care se află în cloroplast, să absoarbă vizibilul și infraroșu. Ei, în felul acesta putem explica de ce
a evoluat celula de la simplu, adică din zona când soarele emita constant energie și majoritatea era în zona ultraviolet X și gamma, la perioada actuală când maximul este în infraroșu, deci la nivel de căldură și de lumină vizibilă. Nimic nu este constant în interiorul emisiei solare. Singura chestie care ne avantajează este timpul foarte lung în care se întâmplă aceste modificări, atât la nivel de intensitate, cât și la nivel de frecvență a emisiilor solare. Toate acestea au legătură cu structurile și absorbțiile interne celulare. Deci, putem stabili de ce viața a evoluat foarte lent, miliarde de ani, momentul în care a apărut celula eucariotă, momentul în care aceste celule, odată fiind formate, au creat marele moment de extindere a numărului de specii apărute în urmă cu circa 540 milioane de ani. S-a ajuns la un maxim în carboniferi, după care au coborât energiile solare, intensitățile, ajungându-se la dispariția dinozaurilor, la apariția mamiferelor. Deci, în prezent, economia biosferei este pe o zonă de autosustenere la nivel mic de energie, pentru că soarele emite mult, mult mai puțin decât în trecut, dar va crește în viitor datorită emisiei violete a calciului. Iată așadar că viața din prezent va dispare în mare parte, speciile vor dispare și vor rămâne specii care se vor adapta la noile condiții de emisie violetă a calciului. Viitoarele ființe am putea să le numim calcifere. De ce nu? Pentru că se vor baza foarte mult pe absorpția calciului. Practic, ființele care nu reușesc să își creeze mecanisme de absorbție în interiorul organismelor lor a energiei calciului solar prin intermediul calciului terestru, care este îngurgitat în organism, vor dispare. De aceea, oamenii, chiar și oamenii, indivizii, care suferă de lipsă de calciu, deja umblă prin doctori pentru a se vindeca. E, acest fenomen se va accentua din ce în ce mai mult. Cu cât energia calciului va crește în emisia solară, cu atât nevoia de calciu la nivel de organisme va crește foarte mult. După care și această energie va scădea, iar se estimează că în curs de 500, 600, 700 de milioane de ani, cel mult, materia vie va reveni la forme primitive, pentru că nu vor mai fi energii foarte mari la elementele fundamentale din care sunt făcute celulele vii. În felul acesta, în 6-700 de milioane de ani până spre sfârșitul vieții de pe Pământ, se va reveni la forma veche de existență a materiei vii, adică un fel de supă organică și ființe primitive. Practic, suntem într-un moment propice vieții pe Pământ, dar acest moment ține probabil în jur de 1 miliard de ani, de la momentul marei aventuri a numărului de specii existente până la momentul dispariției acestui număr imens și continuarea vieții la ceea ce a fost și înainte, supa organică și ființe foarte simple. De aceea și Marte este posibil ca să
fi trecut de multă vreme, de acel moment de măreție biologică și a ajuns într-o fază în care nu mai sunt practic nici urmele cele mai mici ale vieții, cel puțin la suprafața planetei. Descoperirea ADN-ului a creat iluzia că s-a descoperit în sfârșit modul în care un element celular a creat premiza în care se fabrică următorii urmași ai unei specii. Deci se consideră că ADN-ul și ARN-ul sunt elemente fundamentale, un fel de mecanisme de memorie, de indicatori ai modului cum se va dezvolta viața la nivelul urmașilor, și anume păstrarea intactă a speciei cât mai mult timp. Căci trebuie spus faptul că nimeni până în prezent nu a reușit să facă dintr-o specie o altă specie, ci întotdeauna specia asupra căreia s-a intervenit a rămas aproape intactă. Doar i s-a schimbat pe aici, pe acolo, niște caracteristici, dar în momentul când a fost lăsată să se resălbăticească, și-a revenit la forma inițială. Ori, ce anume poate da o asemenea forță unei celule de a păstra specia din care este făcută? E, iarăși revenim la întrebarea. Ce este, care este cel mai stabil element, lucru, ca să spunem așa, din sistemul solar? Bineînțeles, spectrul electromagnetic solar. Ceva mai stabil ca el nu există. Își păstrează, în primul rând, lungimile de undă de emisie pe perioade foarte lungi de timp, și mai are ciclurile solare care au loc pe diferite lungimi de undă. În felul acesta promovează la nivelul vieții terestre atât preschimbarea în specii noi la nivel de lungimi de undă diferite, cât și evoluția în cadrul aceeași specii la nivel de indivizi, datorită variației intensității luminii radiațiilor electromagnetice solare. Așadar, spectrul solar îl regăsim permanent în ceea ce privește ființa vie. Și se pare că aminoacizii, bazele azotate, ADN-ul, sunt molecule și macromolecule care sunt specializate fiecare pe câte o porțiune de spectrul electromagnetic. Deci au spectri de absorție, emisie specifice lor. În condițiile astea, dacă luăm citozina, timina, guanina și adenina, putem spune că toate acestea au un anumit spectru de emisie-absorție la nivel molecular. Acestea puse în valoare în cadrul ADN-ului și ARN-ului ne dau anumite caracteristici pe care dorim să le transmitem mai departe din celula din care fac parte. În cazul acesta, ce este ADN-ul? Nu este un limbaj, nu, este o șiruire de baze azotate care
ne spun în interiorul celulei ce fel de elemente chimice, de molecule și macromolecule ar trebui să existe în celulă ca să se întâmple mereu același fenomen, adică progenitura să fie similară originalului. Este foarte interesant acest fenomen pentru că păstrează legătura dintre structura solară cu structura celulei vii și structura urmașilor, pentru ca și ei la rândul lor să perceapă aceleși radiații pe care le-au perceput și părinții lor. Deci am observat că în momentul când soarele își modifică o linie de emisie, deja celulele rămân pe din afară, nu mai sunt normale, nu mai absorb hrana cum trebuie, dar urmașii, având posibilitatea de a prelua din mers consumul acelor noi radiații electromagnetice, pot să ducă specia mai departe, dar nu în forma ei inițială, ci pur și simplu traversând spre o altă specie, căci are un alt regim de hrană pe alte frecvențe majoritare. În felul acesta putem spune că structura de ADN are o anumită importanță în ceea ce ne spune favorizarea unor unde sau alte unde în creșterea și dezvoltarea viitorului organism. Dar, în același timp, nu face altceva decât să silească celula să producă permanent aceleași baze azotate, căci ele vor absorbi radiațiile solare. Deci, dacă celula este plină cu baze azotate, pur și simplu, radiațiile solare, în funcție de intensitatea pe care le transmite celulei, poate să dezvolte multiplicarea unora dintre ele în așa măsură încât ele să constituie noi molecule, noi structuri, să participe la structurile rezonante ale organitelor celulare și așa mai departe. Deci, de fapt, se știe că bazele azotate sunt, de fapt, o mare parte a celulei solide. Deci dacă extragem apa, rămân aceste miliarde de baze azotate. Deci ele sunt importante și sunt produse, practic, în primul rând, de radiațiile solare care trec prin celula vie și care duc la multiplicarea lor prin efectul fotoelectric. Deci, cu cât crește intensitatea unei radiații solare, crește și numărul bazei azotate care este specializată pe absorpția acelei radiații. Pe baza acestei relații între unda solară și molecula care absorbe radiația respectivă, poate fi creat însăși organismul. Organismul nu are nevoie de informații care să fie băgate lingvistic într-o structură de tip ADN, cum tot se visează în prezent. Nu. Este de ajuns să respecti legile fizice pentru ca o anumită moleculă și macromoleculă să se înmulțească într-o anumită cantitate în organism. În felul acesta vom spune o anumită chestie. Deci, dacă vom avea absorbție în ultraviolet a unei baze azotate, prin intensificarea radiației ultraviolet de către soare, în timpul verii sau în timpul activității biologice, ca să spunem așa, se vor înmulți acele baze azotate tot mai mult,
acele înmulțiri vor crea și celule specializate pe acel tip de radiație. Spre exemplu, ochii noștri percep aceeași radiație luminoasă pe care clorofila o absoarbe în plante și care este maxim emisă de către soare. Și trebuie spus că hemoglobina are exact culoarea absorbită de plante și care este emisă de soare. Și hemoglobina la rândul ei are această culoare pentru că nu vrea să consume radiația roșie, ci să o transporte spre spre mitocondrii. În aceste condiții, hemoglobina transportă oxigenul care vine la plămâni și îl duce la mitocondrii. Duce oxigenul pentru că oxigenul este cel care absorbe radiația din spectrul electromagnetic solar din zona infraroșie. Deci, practic, noi respirăm oxigen pentru a procura căldura din spectrul solar. Totul se leagă, totul este minunat. Deci efectul fotoelectric duce la multiplicarea acelorași molecule, macromolecule, așa, pe când absorpția absorbe o anumită zonă pe care efectul fotoelectric o ajută cu ajutorul ei să multiplice anumite baze, anumite molecule și așa mai departe. În același timp, organele de simț, pentru a se forma, trebuie să respecte principiul că organul de simț trebuie să absoarbă o anumită zonă din spectrul electromagnetic solar. Deci, dacă stăm și privim aceeași linie aproximativă intensă solară, o regăsim și în celulele la nivel de cloroplaste și în celulele ochilor noștri. Dar, ca să păstrezi o asemenea dimensiune de frecvență, care este la nivel microscopic, organismul creează un simț, cum ar fi ochiul, care este macroscopic. Deci, ce s-a întâmplat? Cum a ajuns un organit care absorbe unde foarte mici din zona vizibilă, în medie 650 de nanometri, cum de a ajuns să fie de ordinul centimetrilor? Deci de milioane și milioane de ori mai mari decât dimensiunea radiației pe care o absorbe și de la simplele baze azotate care și organite care absorbeau prin rezonanță acele unde, cum de s-a ajuns la niște organe de simț la structurile noastre pluricelulare? Acest lucru nu se poate întâmpla decât tot prin efectul fotoelectric. Crescând intensitatea undelor, a crescut numărul de molecule, macromolecule, care se consumau acea radiație mică. Și a crescut cantitatea lor în așa măsură încât au creat organe de simț. Deci ceva mare, ceva de milioane de ori mai mari. Deci iată că energia solară s-a transformat într-o energie care a dus la structurarea organelor de simț. Și cum noi avem mai multe simțuri și fiecare simț este specializat pe o anumită zonă spectrală, iată că ne regăsim într-un regat al relației soare-organ de simț. Fiecare tip de radiație solară va duce la creșterea unui anumit tip de celule care se vor aduna în jurul organelor de simț. Culmea, acele organe de simț vor
percepe exact aceleași lungimi de undă ca și celula vie. Deci nu se modifică frecvența energiei electromagnetice care trece prin organele de simț și prin organite, ci doar cantitatea. În felul acesta se transformă organismul de la nivel microcosmos la nivel de macrocosmos. Pentru că, la urmă urmei, chiar dacă noi avem 2 metri, să spunem, înălțime și un volum foarte mare, percepem exact aceleași radiații pe care organitele celulare și celula le absorbe de la celulă. Deci noi înșine suntem de milioane de ori mai mari ca o dimensiune decât dimensiunile undelor pe care le absorbim. Pentru că noi suntem multipli de celule și acele celule nu absorb decât anumite tipuri de radiații. Noi înșine suntem formați din miliarde și miliarde de celule vii, fiecare având dimensiuni și absorbind radiații mereu la nivelul spectrului electromagnetic solar, care cele mai intense sunt în domeniul infraroșu, vizibil, ultraviolet. Ei cam la fel se întâmplă și cu organismul, căci organismul nu este altceva decât o însumare de moduri de absorpție identice la nivel de celule. Deci organismul nu poate să absorbe altceva decât absorbe o celulă vie. Pentru că chiar dacă ar vrea să dezvolte structuri care să absorbe, de exemplu, unde radio, nu are de unde, pentru că sunt foarte slabe undele radio. Și așa mai departe. Deci, prin efect fotoelectric, prin creșterea intensității undelor foarte mici, crește numărul de baze azotate, ca să spunem așa, din celule. Fiecare celulă, la rândul ei, prin cumul, se atașează și creează împreună, toate care sunt specializate pe anumită zonă, un organ de simț. Deci organele simț, ca să apară, nu au nevoie de informații biologice specifice pentru ca să apară acele organe. Nu. Ele vin de la sine, se creează ușor, ușor și organismul și-a format mecanismul de producere al organelor de simț. Trebuie spus că și picioarele fac parte din aceste organe de simț, ele fiind modul de a reacționa la nivelul tactil cu mediul ambient. Deci, prin piele sesizăm culoarea infraroșii, care e 50% din spectrul solar. Prin ochi observăm radiația vizibilă, care și ea este la nivel de 40-41% din spectrul solar. Deci deja avem o zonă importantă a energiei solare. Avem undele radio care, de fapt, la nivel de ființe vii, pot fi percepute ca unde radar. Așa, avem mirosul și gustul care spre deosebire de celelalte simțuri sunt puse sub semnul îndoielii, căci în chimie sunt trecute uneori când ca efecte chimice, proprietăți chimice, când ca proprietăți fizice. Urmărind materiale bibliografice, am ajuns la concluzia că fiecare tip de organ pe care îl avem este specializat pe o anumită zonă din spectrul electromagnetic. Astfel avem pe infraroșu, pe radio avem simțul audio și simțul radio, radar, unele ființe. De exemplu, avem infraroșu pielea care percepem, avem în zona vizibilă ochii și clorofila o plantele. Avem în zona mirosului nasul care percepe de fapt zona ultravioletă, după ce am constatat în literatură, sunt puține date despre acest fapt,
Și în zona gustului avem radiațiile X absorbite. Chiar există relatări ale unor savanți care spun că în laboratoarele unde se lucrează cu radiație X simt un gust de metal la nivelul limbii, ceea ce înseamnă că radiația X poate fi percepută. Este foarte posibil ca ardeiul iute, tot ceea ce dă gust, așa, să fie în fond datorată receptorilor noștri pentru zonele de radiație X. La miros, la fel. Noi putem constata că fiecare simț pe care îl avem ocupă o anumită porțiune din spectrul electromagnetic, astfel încât toate la un loc percep întregul spectru electromagnetic. Asta este foarte important și fiecare are o altă zonă de percepție cu care se manifestă altfel la nivel de simț uman. De exemplu, infraroșu îl simțim la nivelul pielii. Toată pielea noastră este capabilă să perceapă infraroșu. În multe din cărțile pe care le avem despre simțuri, pielea nici nu este trecută ca organ de simț. Și așa mai departe. Deci, ideea la care vreau să se ajungă, în final, este aceea că moleculele și macromoleculele implicate în structurarea ADN-ului sunt capabile să absoarbă și să emite radiații electromagnetice. Ori înșirarea lor pe spirala ADN-ului nu înseamnă altceva decât impunerea acestor tipuri de molecule și macromolecule în structura celulară. Este de ajuns să avem supa aceea inițială de aceste molecule și macromolecule pentru ca ele să se înmulțească, să se așa în baza efectului fotoelectric pe care îl cunoaștem din fizică și care se pare că este foarte folosit și aplicat în natură în ceea ce privește multiplicarea și modificările la nivel de trecere de la o specie la alta. Cel mai stabil lucru din sistemul solar nu este altul decât spectrul electromagnetic solar. Acesta se schimbă cu adevărat, dar în decursul a miliarde de ani, timp în care speciile au timp să evolueze și să creeze o imagine aproximativă a ceea ce Charles Darwin a descoperit și anume evoluția speciilor din natură. Din păcate, el nu a putut să descifreze structura fizică a celulelor vii, ceea ce l-a făcut să gândească că materia vie ar fi apărut prin fenomene chimice. Dar acest moment a trecut. Acum, cel care aude acest mesaj din acest video poate să încerce să-și explice structura și evoluția materiei vii și din punct de vedere fizic. Poate va reuși să scape de acele învățături școlaricești primitive care reduce evoluția materiei vii la evenimente de natură chimică. La urma urmei, ce este chimia? Chimia este un sistem de calcul al unor procese de combinare ale atomilor, moleculelor și macromoleculelor, dar care fac parte tot din fizică. Deci la baza acelor calcule stau, de fapt, legile
fizicii și legile fizice, în primul rând, se referă la spectrul electromagnetic, la lungimile de undă și la structurile pe care aceste unde le pot face. În prezent, spunem că atomii sunt făcute din particule fundamentare, dar se dovedește tot mai des că fiecare particulă este de fapt duală, fiind atât undă electromagnetică cât și particulă. Asta înseamnă că în toate componentele Universului avem un spectru electromagnetic. Soarele nostru apare ca suspendat în spațiul 3D cu un anumit spectru electromagnetic pe care îl oferă planetelor lui interioare. Și iată că pe Pământ acest spectru, în condițiile în care reușește să mențină apa lichidă, a reușit să facă din Pământul pustiu inițial, a reușit să facă o lume imensă de organisme foarte complexe. Ei, tocmai acest fenomen trebuie înțeles cu adevărat, dar nu la nivel de chimie, într-o zonă în care nu ajungem nicăieri în înțelegerea naturii, ci pur și simplu în domeniul fizicii, acolo unde fenomenele fizice puse în aplicație pas cu pas ne pot reda structura și evoluția vieții. Așadar, spectrul solar în interiorul sistemului solar este unul dintre cele mai stabile lucruri pe care le putem observa. O anumită lungime de undă nu își poate modifica poziția pe spectrul electromagnetic decât în anumite cazuri extreme și foarte puțin. Ei, această lipsă de ample modificări face ca materia vie să evolueze foarte bine în stilul propus de Charles Darwin. Dacă liniile sunt înlocuite de alte linii, pe alte frecvențe, la alte lungimi de undă, este normal ca acele ființe care rămân fără energia pe care se evolueze să se transfere într-o altă specie care să absorbă noua formulă de energie emisă solară. Deci, cum am spus, dacă avem spectrul solar de o parte considerat pozitiv, pe partea cealaltă avem spectrul de absorpție celulară, care ar fi ca o imagine în oglindă a spectrului solar. Deci, trebuie înțeles că orice modificare la nivel de soare va conduce la nivelul Pământului la un anumit tip de evoluție. Modifici intensitatea, produci pur și simplu evoluție de tip darwinian în interiorul speciilor. Dacă schimbi frecvența de emisie, pur și simplu nu mai pot continua acele specii prea mult să existe, ci sunt înlocuite cu noi specii foarte asemănătoare la un moment dat, dar care au caracteristici de absorpție ușor diferite de cele anterioare, deci sunt alte specii. Deci, modificarea frecvenței produce specii, pe când modificarea intensității radiației solare duce la multiplicarea indivizilor în cadrul unei aceleași specii, practic, și la o conduită evolutivă de tip darwinian, în care indivizii se bat pentru tot felul de lucruri specifice vieții, cum ar fi hrana, spațiul, sexualitatea și așa mai departe. Pentru a ne convinge
cât de importante sunt liniile de emisie solară asupra evoluției materiei vii de pe Pământ, este destul să privim spectrul de emisie al stelelor galbene, care sunt asemănătoare soarelui nostru. Pe măsură ce stelele de tipul celei a soarelui se răcesc, apar diferite emisii electromagnetice, una din aceste emisii, fiind și cea mai puternică, este exact linia H-alfa roșii a atomului de hidrogen, seria Balmer, din vizibil. Acea linie foarte intensă încă în zona spectrului electromagnetic solar și care este absorbită de către clorofila A în mod special. Așadar, soarele emite lungimi de undă în funcție de modul în care el se răcește. De exemplu, linia H-alfa roșie a hidrogenului era foarte puțin previzibilă în momentul în care se presupune că Soarele ar fi avut peste 27.000 de grade Kelvin, cu foarte multe milioane de ani, miliarde de ani în urmă. Iată că această linie a ajuns la undă la un maxim, apoi a coborât foarte mult, în prezent fiind mult, mult mai joasă decât a fost inițial. Când a fost acel maxim, ne întrebăm? Pentru că este vorba de linia H-alfa roșie a hidrogenului, adică care a creat absorpția la nivelul clorofilei A. Ori dacă această linie a fost extrem de puternică, este normal că și clorofila din celula vie a fost puternică. Cel mai probabil, la nivelul Pământului, linia H-alfa a hidrogenului de culoarea roșie a fost cea mai intensă, nici mai mult, nici mai puțin, decât în perioada aproximativă a Carboniferului din geologia terestră, atunci când au apărut plante într-o cantitate foarte mare, când erau mlaștini, când erau ființe animale și insecte care se dezvoltau la dimensiuni colosale. Deci erau insecte care ajungeau și la dimensiuni de 1-2 metri, erau libelule uriașe de jumătate de metru, cel puțin, care zburau prin atmosferă. Era o altă energie la nivel planetar decât în prezent. Gândiți-vă că cel mai probabil la acel nivel de intensitate a liniei roșii H-alfa era de 2 ori și jumătate, cel puțin față de prezent. Ori această energie o putem observa lesne în energia acumulată în arborii care au creat cărbunele din acea perioadă. Tocmai de aceea se cheamă perioada carboniferă, în care anual creșteau arborii pe inele foarte groase, acele inele anuale. Față de prezent, când pe distanța de 1 milimetru
2-3 mm, deja sunt mai mulți ani decât în care a evoluat arul pentru a crea acea minusculă grosime. Există arbori care cresc și în prezent, cel puțin un centimetru în partea exterioară a tulpinei. Dar, în acea perioadă, arborii erau mult mai generoși, creșteau mai mulți centimetri, era o energie imensă. La un moment dat, se pare că maximul acestei linii chiar a produs unul dintre dezastrele care au avut loc la nivelul vieții terestre. Adică s-a depășit cantitatea, intensitatea de lumină care avea efect pozitiv asupra materiei vii, putând astfel explica că prin surplusul de radiație la care a fost supusă materia vie terestră, aceasta nu a rezistat și a regresat, a fost un colaps extrem de mare, foarte multe specii pierind tocmai datorită acestui fenomen de creștere. A ne aduce aminte de peștii care mor sufocați în bălți vara la temperatură foarte mare. Iată așadar, dacă privim desenul arătat în imagine, care se leagă de emisiile unei stele galbene, dar dintr-o altă zonă a galaxiei, într-o altfel de evoluție aproximativă, dar apropiată de cea a Soarelui, putem observa că după linia roșie H-alfa apare emisia liniei calciu plus. Iată așadar că în timp ce o linie scade, deci va scade și absorpția la nivel de clorofilă A, va crește în schimb radiația calciului care este violetă și care reprezintă viitorul energetic al masei verzi de pe Pământ. Deci, în loc de clorofila A, deja clorofila B s-a specializat pe absorpția calciului, mai sunt și xantofila și alți pigmenți care absorb și ei la rândul lor porțiuni din această zonă violetă. Materia vie s-a pregătit. S-a pregătit pentru viitor. Deja de zeci și zeci de milioane de ani, radiația calciului a luat amploare. De asemenea, și radiația ferului se poate vedea. A existat și o radiație a siliciului care s-a ridicat foarte mult la un moment dat, tocmai de aceea se și vorbea în știință acum câțiva zeci de ani că viața ar fi putut să exista și la nivel de siliciu, nu doar de carbon. Așadar, există o legătură între liniile de emisie solară și liniile de absorpție celulară. Dar dacă hidrogenul în soare emita o anumită energie și tot hidrogenul din celula vie putea să absoarbă aceeași radiație și să o dăruiască celulei vii, calciu, în schimb, era expus la exteriorul organismelor sub formă de cochili, iar în prezent caută tot felul de subterfugii organismul pentru a introduce calciu și interiorul corpurilor. Iată așadar că au înlocuit vechile schelete moi ale peștilor, schelete gelatinoase cu schelete făcute din calciu, deci sistem osos, deci nu mai este cartilaginos ca până acum câteva sute de milioane de ani,
ci a apărut o formă de schelet pe bază de calciu. În felul acesta, organismul s-a întărit și a creat noi perspective de evoluție. Tocmai de aceea au apărut și dinozaurii, care, gândiți-vă, la dimensiuni foarte mari, trebuia să aibă o rezistență mare și a scheletului. Calciul însă va crește foarte mult în viitor. El va fi cel care va dicta evoluția materiei vii. Deja doctorii s-au speriat pentru că nu știu cum să explice lipsa de calciu din organism. Practic nu este o lipsă. Calciu nu este absorbit de organisme și dă iluzia de lipsă de calciu. Calciu nu se combină mai cu nimic în celula vie. Și tot biologii stau și se minunează cum în interiorul mitocondriilor, de exemplu, milioane de sfere micuțe de calciu sunt împrăștiurate peste tot, în loc să reacționeze cu alte elemente chimice și să participe la întregul mecanism chimic al celulei vii. Ei bine, acest fenomen de depozitare a calciului în celule ne explică că este mai important fenomenul fizic de absorpție electromagnetică a radiațiilor calciului solar de către calciul din celulă, decât o combinație chimică, cum toți ne-am aștepta să fie. Așadar, trebuie să înțelegem că avem oase din calciu, pentru că soarele a început să emite radiație în domeniul calciului. La un moment dat am întrebat un medic specialist în operații la nivel de oase, de ce sunt oasele din calciu? Săracul medic s-a repezit la mine și s-a uitat total nedumerit. Ce fel de întrebare este aceasta? Nu auzise în viața lui de faptul că ar fi existat vreo teorie sau vreo idee legată de faptul că oasele sunt făcute din calciu. Iată așadar că, privind în astrofizică schemele de evoluție ale liniilor electromagnetice emise de stele, ne pot ajuta ca să înțelegem însă structura noastră a celulelor vii și a organismelor noastre. Așadar, ne vom uita în astronomie și astrofizică la diagrama Hertzsprung-Russell, care conduce, ne arată evoluția unei stele pe secvența principală a unei stele galbene, în principiu care se va transforma într-o stea de o altă culoare, dar care pe moment se află în domeniul emisiilor un spectru electromagnetic cognoscibil, la care ne așteptăm, pentru că urmărim și alte stele asemănătoare cu el. În plus, dacă așezăm evenimentele geologice peste evenimentele de emisie electromagnetică solară din schema de mai sus, putem observa și explica ce s-a întâmplat în decursul miliardelor de ani cu materia vie, cum a evoluat și care este viitorul ei. De exemplu, putem explica de ce în urmă cu 540 de milioane de ani a existat o explozie de ființe care nu mai existase anterior. Adică s-a trecut de la un număr redus de specii la un număr uriaș de specii. Ce s-a întâmplat? De ce a existat acel moment exploziv biologic cu N și N specii
apărute într-un timp foarte scurt. Ei bine, această linie de emisie a H-alfa a hidrogenului a trecut de la o stare de slabă prezență, de intensitate mică, brusc, la o stare de emisie puternică. Deci a ajuns să fie la un dat mai puternică ca toate celelalte radiații la un loc. Asta a creat posibilitatea ca macromolecula de clorofilă să intre în activitate, să creeze o vegetație, să creeze destulă hrană pentru milioane și milioane de ființe noi pe Pământ. În condițiile creșterii cantității de hrană, toate ființele au început să evolueze pozitiv. În felul acesta s-a ajuns ca numărul de ființe care erau anterioare acestui moment să crească într-un număr vertiginos. S-a ajuns astfel la maxim în perioada Carboniferului. A urmat o criză de dispariție a vieții în mare măsură datorită unui surplus de energie solară, după care și-a revenit în momentul coborârii intensității radiației roșii și-a revenit și materia vie la viață, urmând exact pe această cădere, după cum se poate vedea și în imaginea de mai sus, să evolueze și dinozaurii. Ei bine, când s-a ajuns în urmă cu 66 de milioane de ani, aproximativ, dinozaurii nu au mai avut destulă hrană la nivel planetar, ca să spunem așa. Deja energia era foarte slabă pe linia H-alfa, plantele își schimbaseră fiziologia întreagă, nu mai era destulă hrană pentru dinozauri. Deci tot mediul era schimbat. Această schimbare s-a făcut și prin modificări de lungimi de undă. Deci s-a creat premiza unor noi și noi specii care nu au mai fost până în acel moment. Deci modificarea lungimii de undă emise în spectrul solar înseamnă obligatoriu tendința materiei vii terestre să nască noi și noi tipuri de specii care nu au mai fost anterior. De exemplu, păsările, care provin tot din dinozauri, au profitat de această schimbare și au micșorat volumul foarte mult și au rămas alături de mamifere într-o luptă pentru existență continuă. Deci s-au adaptat, s-au transformat în specii apropiate de cele ale dinozaurilor, au păstrat scheletul și comportamentul general, dar au ajuns până la noi, cucerind atât aerul, solul, subsolul. Iată așadar cum ființele trec de la o specie la alta prin apariția unor noi lungimi de undă intense în spectrul electromagnetic solar. Și acum, ca să înțelegem mai bine ce se va întâmpla în viitor, dacă linia H-alfa roșie va scădea, ea fiind acum consumată de frunzele verzi, de plantele verzi, în viitor, nemai fiind această linie, va fi cea calciului, care este violetă, deci nu va mai absorbi radiație roșie planta, ci și va arăta verde, ci dimpotrivă va absorbi radiație violetă și va avea vegetația în viitor, cel mai probabil, o culoare ruginie, portocalie spre gălbui, adică ceva legat de frunzele de iarnă ale
viețuitoarelor pădurii, acele viețuitoare pe care noi le numim vegetație.